Vom rezolva în cele ce urmează o problemă cu funcții din variantele de evaluare națională din 2007, care ne zice în felul următor. Fie funcțiile f și g definite pe r cu valori în r, f de x este egal cu minus 2x plus 6 și g de x este egal cu 2, deci o funcție constantă. La punctul A mic ni se cere să reprezentăm grafic funcțiile f și g în același sistem XOY. Ne-am construit atunci sistemul de axe OXOY și pentru reprezentarea grafică a celor două funcții, deoarece urmează un punct B și un punct C în care probabil că vom lucra pe grafic, vom reprezenta grafic cele două funcții folosind intersecțiile cu axele. Începem atunci cu un tabel de valori pentru funcția f de x, în care ne interesează zerourile, adică punctul care are abscisa 0 și punctul care are ordonata 0. Totul se bazează pe faptul că f de x este egal cu y, aceasta este relația care ne dă orice pereche de valori, orice punct de pe graficul funcției. În primă instanță, x este 0, deci avem faptul că f de 0 este egal cu y. Deci ne trebuie să calculăm f de 0. F de 0 va fi minus 2 ori 0 plus 6, care este egal cu 6. Avem primul punct, atunci punctul de coordonate 0 și 6, pe care îl găsim pe grafic și îl notăm cu A de coordonate 0, 6. Mai departe, f de x este 0, deci începem de la faptul că f de x este egal cu 0, iar f de x este minus 2x plus 6, deci minus 2x plus 6 este egal cu 0 și trebuie să-l aflăm pe x. Minus 2x este egal atunci cu minus 6 și ne rezultă în continuare că x este minus 6 împărțit la minus 2, adică 3. Avem atunci punctul de coordonate 3 și 0, pe care îl vom nota cu B de coordonate 3 și 0. Două puncte ne sunt suficiente pentru reprezentarea grafică a unei funcții de grad 1, a unei funcții liniare, întrucât prin orice două puncte trece o singură dreaptă, prin orice două puncte distincte. Avem aici, deci, graficul funcției f. Funcția g este o funcție constantă, așa că dacă g de x este egal cu 2, g de x este egal cu 2 pentru orice valoare a lui x. Acest lucru înseamnă că graficul funcției g este o dreaptă paralelă cu axa OX care trece prin 2. De ce acest lucru? Pentru că atunci, oricare ar fi o valoare a lui x, f de x ne va da 2, este egal cu 2, pentru orice x număr real. Odată ce am reușit să reprezentăm grafic cele două funcții, putem trece mai departe la punctul B. Aici ni se cere să aflăm area patrulaterului, format de reprezentările grafice ale funcțiilor f, g și axele OX și OY. Ne-am evidențiat atunci pe desen patrulaterul nostru. Vârfurile sale sunt O, B. Putem nota punctul care intersectează axa Y în 2 cu C. De coordonate X-ul este 0, Y-ul este 2. Deci avem O, B și punctul de intersecție ne mai trebuie a graficelor funcțiilor F și G, pe care îl vom nota cu M. Deci vom zice fie M egal cu intersecția graficelor funcției f cu funcția, cu graficul funcției g. Trebuie să aflăm coordonatele acestui punct pentru a-l avea determinat și pe acesta. Și pentru a afla coordonatele punctului de intersecție a graficelor a două funcții, procedăm astfel. În primul rând, egalăm expresiile celor două funcții, minus 2x plus 6, trebuie să fie egal cu 2. De aici ne vom afla pe x, adică abscisa punctului M. Obținem că minus 2x este egal cu 2 minus 6, adică minus 2x este minus 4,
ceea ce înseamnă că x va fi minus 4 împărțit la minus 2, adică 2. Am aflat abscisa lui m, trebuie în continuare să aflăm ordonata lui m. Putem face acest lucru calculând fie f de 2, fie g de 2. Deoarece noi pornim de la faptul că f și g sunt egale, f de 2 și g de 2 sunt egale. Cel mai ușor ne este să lucrăm cu g de 2, deoarece știm că g este funcția constantă, deci g de oricât va fi 2. Așadar, g de 2 este 2 și y este egal cu 2. Am aflat atunci coordonatele celor patru vârfuri. O este de coordonate 0, 0, B este de coordonate 3, 0, M este de coordonate 2, 2, C este de coordonate 0, 2. Patrulaterul în discuție este un trapez dreptunghic. Trapez deoarece graficul funcției G, G de G este paralel cu axa OX, în timp ce graficul funcției F nu este paralel cu axa OY. Deci avem un patrulater cu două laturi paralele și două neparalele. Axele OX și OY sunt perpendiculare, deci este vorba de un trapez dreptunghic. Ne amintim aici, aria trapezului, deci aria lui O, B, M, C, se calculează folosind formula înălțime ori baza mare plus baza mică, totul supra 2. Înălțimea este OC, care are lungimea de 2, de la 0 până la 2. Baza mare este OB. Și deoarece coordonatele lui B sunt 3 și 0, de la 0 până la 3 avem 3. Deci pe lângă 3 plus, baza mică este OM. Iar X-ul lui M, abscisa lui M, este 2. Lungimea atunci a segmentului CM este de 2. Deci 3 plus 2, totul supra 2. Este egal atunci, putem efectua simplificările cu 5. Dacă ne adăugăm aici la explicații și unitatea de măsură aleasă, lungimea acestui segment era o unitate, atunci aria noastră va fi de 5U pătrat, unde o unitate era lungimea unui segment, așa cum noi am realizat construcția. Am făcut atunci și punctul B, trecem mai departe la ultimul punct, punctul C. Aici ni se cere să aflăm valoarea produsului P, care este egal cu f de 0 ori f de 1 ori f de 2 ori puncte, puncte, puncte f de 100. Un exercițiu mult mai simplu decât pare. De ce anume? Pentru că atunci când am lucrat la punctul B, am căutat intersecția dintre graficul funcției f și abscisa. Iar acolo am descoperit faptul că f de 3 este egal cu 0. În produsul nostru ne sunt scriși primii 3 factori, f de 0, f de 1, f de 2, și lipsește tocmai factorul care ne rezolvă produsul, dar care se află printre acești factori, și anume f de 3. F de 3 fiind egal cu 0, înseamnă că produsul nostru P este produsul dintre f de 0, f de 1 și așa mai departe, f de 2, dar unul dintre factori este acel 0. Ori, în continuare, până la f de 100. Produsul dintre orice număr real și 0 este 0, deci P va fi egal atunci cu 0. După cum spuneam, punctul C poate cel mai simplu dintre cele trei, dar numai dacă avem curajul să îl abordăm. Deci nu ne uităm la el și zicem că este imposibil de rezolvat. Iată atunci o problemă cu funcții care seamănă cu ceea ce așteptăm să vedem la evaluarea națională din acest an. Mult succes în continuare!